Reprezentanții Guvernului Sindicatelor și Patronatelor, în cadrul întâlnirii de la Palatul Victoria, au ajuns la o înțelegere privind creșterea salariului minim brut garantat în plată la 2080 de lei pe lună, cu o creștere netă cu 100 de lei față de actualul. Totodată s-a luat decizia reintroducerii salariului minim brut garantat în funcție de nivelul de studii sau de vechimea în muncă, măsură care a mai fost aplicată și înainte de anul 2011. Astfel, persoanele cu studii superioare ar urma să primească un salariu minim brut de 2350 de lei, adică cu 13% mai mult față de cel câștigat de persoanele fără studii superioare sau cu vechime mai mică de 15 ani. Reprezentanții celor trei entități au ajuns la o concluzie comună privind necesitatea creșterii salariului brut minim garantat, singura divergență fiind asupra datei de la care ar urma să se aplice măsura. În timp ce sindicatele au solicitat aplicarea măsurii începând cu data de 1 noiembrie 2018, patronatele au vizat data de 1 ianuarie 2019. În urma acestei întâlniri, guvernul va lua o decizie în cel mai scurt timp.